Invitata noastră de astăzi se numește Dorina Mărginean. A fost bisericoasă de când se știe. Dar nimeni, dacă se naște într-un garaj, nu înseamnă că este mașină. Sau dacă se naște într-un garaj, nu înseamnă că este cal. Ci fiecare are nevoie de o alegere personală, de o decizie personală, de o întoarcere personală la Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, cu ajutorul Duhului Sfânt. Bine ați venit la Vieți Transformate! Bine v-am găsit! Spuneți-ne, erați o fire bisericoasă, încă de mică. Spuneți-ne! Da. Sunt cea mai mare din familie. Fac parte dintr-o familie cu 4 copii. Eu sunt singura fiică. Mai am încă 3 frați. Era diferență între mine și fratele următor de 7 ani. Mergeam foarte des în localitatea Curciu. Acolo era bunica mea, bunicii mei. În ce județ era? În Sibiu. În județul Sibiu? Da. Eu sunt din Derlos, din comuna Derlos și bunicii mei era, da, 4 km de la Derlos și Curciu. Și mă ducea cu dânsa la biserică, îmi citea salmi, ne rugam, stăteam seara pe prispa casei, ne uitam la stele, îmi povesteam de Domnul Iisus. O ce atmosferă deosebită, da, când deja când ne-am spus că stăteați cu bunica pe prispa acasă și vă uitați la stele și vă citea psalmi și o povestea de Domnul Iisus, deja simți atmosfera raiului. Da. Chiar ieri am trecut pe acolo, la Curciu, și am dus pe frații respectiv exact până unde e aceeași casă a bunicilor. Între timp, părinții mei au vândut-o, dar e aceeași casă și am trăit așa o atmosferă ieri deosebită. Mi-am adus aminte. Avea și o livadă foarte frumoasă. Era a doua casă din la intrare în localitate și o livadă, păsărele. Deci chiar îmi imaginam că acolo este un colț de rai. Tot timpul mi-a plăcut. Erau multe flori și... Și era colț de rai cu atât mai mult cu cât bunica vă vorbea despre Domnul Iisus. Da, deci mergea la o biserică ortodoxă și era foarte credincioasă. Pentru că, din păcate, mulți oameni văd natura și epistola către Romani spune, dacă te uiți cu băgare de seamă la lucrurile făcute de El, îl vezi pe Dumnezeu, foarte mulți oameni văd natura, dar nu-L văd pe Dumnezeu. În fiecare petală de floare poți să-L vezi, poți să te bucuri prin harul Domnului. M-am bucurat mult când mi-a ieșit înainte cu adevărat. V-am zis, mergeam la biserică, mă bucuram, chiar căsătoria, am avut slujba la biserica ortodoxă. De acolo m-a urmărit un gând și dintre predica ce am avut acolo și tot timpul mi-a dat putere să trec. Gândul? Deci, în momentul când am încheiat legământul de căsătorie, preotul de acolo, eram foarte apropiați, îmi dădea cărți să citesc, mi-a zis, țineți minte, indiferent ce se întâmplă între voi, legământul acesta se desparte avea la marginea gropii. Și prin tot ce am trecut, fără să știu prin ce voi trece, Domnul mi-a adus aminte cuvântul acela și au trecut 42 de ani și cu ajutorul Domnului m-am dus înainte. Ce bine ar fi pentru multe familii, pentru că divorțul este o pandemie, să spun așa, o molimă. Oamenii care uită că legământul căsătoriei este, până la marginea gropii. Este ceva sfânt, ceva deosebit, pe care oamenii care nu l-au cu adevărat pe Dumnezeu nu știu să prețuiască. Cum a continuat căutarea dumneavoastră după Dumnezeu? L-ați căutat sau El v-a căutat? Cred că Domnul m-a căutat și eu l-am căutat, dar nu știam că nu-i slujirea pe care o aveam, gândeam că e bună. Mergeam și la biserică, dar îmi plăceau și chefurile. Îmi plăcea foarte mult muzica, jocul. Chiar de multe ori anturajele. Ați fost o femeie de lume? Da.
se bucura de lume, dar în același timp... De bucurie, de petreceri, de... Da, în același timp, casa, familia și copiii erau pe primul loc. Acum l-am pe Domnul pe primul loc. Da, cu ajutorul Domnului. Mai am încă 3 frați, după cum v-am zis. Mulțumesc Domnului pentru ei. Suntem într-o relație foarte bună. Am fost și sunt ca o mama lor. Și cu cumnatele mele mă împac cu nepoței, tot timpul le spun despre Domnul. Domnul mi-a ascultat rugăciunile în momentul când l-am întâlnit. Am plâns, m-am rugat și am zis, nu vreau singură, vreau cu toți cei dragi ai mei și nu numai, și cu vrăjmașii mei. Ce rugăciune interesantă, să te rog să fii, Doamne, vreau să fiu în cer la tine, împreună cu toți cei dragi ai mei, dar numai cu ei și cu vrăjmașii. Exact. Da, frumoasă rugăciune. După cum am zis, continuam să merg la biserică. Între timp m-am căsătorit, v-am zis despre legământul pe care l-am făcut. Știți, când începe primii pași de căsătorie, deși am făcut un pas foarte, la o vârstă foarte mică, deci la 16 ani jumate m-am căsătorit. 16 ani jumate? Da, ziceam că ok, mai scap de grijile de acasă, fiind cea mai mare, trebuia să mă ocup de toată gospodăria, îmi plăcea să învăț, îmi plăcea să citesc. Eram, nu, printre chiar locul întâi la școală, a treia, a patra, între primii 5, mă străduiam. Îmbrăcam frățiorii mei și duceam cu mine la școală să nu lipsesc. Și când veneau mama și tata de la lucru, nu știa că erau gata lucrurile și care trebuia să le fac acasă în gospodărie și mergeam și la școală. Dar în toate lucrurile astea, cred că Dumnezeu a vegheat asupra noastră, a tuturor. Și după ce m-am căsătorit, primii 5 ani, n-am avut copii. Plângeam și mă rugam, că eu iubeam foarte mult copilașii. Și în cuvintele mele ziceam, Doamne, știu că Tu ești cu mine și că nu mă lași. Tot timpul îl simțeam. Am avut un cumnat care era întors la Domnul și era șofer de autobuz și ne locuiam în același bloc, în aceeași scară, jos la parter. Și câteodată venea de la servici și după miezul nopții vedea că e lumină și îmi bătea. Ce faci, nu dormi? Nu. Și zicea, încă mai plângi? Zic, știi, Domnul Iisus pe cine iubește, mai și jordănește. Nu știa multe lucruri pe care mi le-a spus acum, atunci, dar după aceea el a avut un accident de mașină în 1991, au 41 de ani. Am fost la ei, că stăteau în Blăjel, și înainte cu 2 zile să se întâmple accidentul, eram cu el în mașină și se ruga la volan și zicea, Doamne, cât e lumea de păcătoasă, ce se întâmplă. Eu nu știam lucrurile astea, dar el, ce dacă nu faci ceva, ne pierdem sufletul cu toții. Duminica, asta a fost vinerea, duminica după masă a avut un accident, a venit cineva, a băut la volan și a intrat cu microbuzul în el. Și de asta am vrut să vă zic, de am făcut paranteza asta cu cumnatul meu, că până în zilele de acum încă mai sună în minte cuvintele pe care mi le zicea, care atunci nu le-am înțeles pe urmă. Și m-am dus mai departe rugându-mă și am avut între timp firma. Deci am făcut școala la liceu economic, la secția alimentație publică. Acolo l-am și întâlnit pe soțul meu.
A fost colegi la liceu? Nu, el era mai mare ca mine, dar trebuia să facem practică de vară. Și eu m-am dus la liceu economic pentru contabilitate și era concurență mare. Dar între timp ceva s-a schimbat și ne-a trecut pe tot la alimentație publică. Și soțul meu era ospătar la un restaurant și acolo m-a repartizat să fac practică și l-am cunoscut. Totul a decurs, primii ani, mai frumos pe urmă început, cam fiecare căsnicie, fiecare cu plăcerile lui, cu luptele lui. Între timp am mai avut încă, deci, prima a fost fetița, Mărginean Carmen, pe urmă am stat în spital 7 luni, până de la 2 luni, când a rămas însărcinată, până la 7 luni și 10 zile, ca să pot să duc sarcina până la capăt. Cu cel de-al doilea? Cu cel de-al doilea, iarăși 4... Sau cu prima? Cu prima, da, cu prima. Când m-am zis 5 ani, nu am avut copii și da, m-am rugat și Dumnezeu m-a ascultat. Mi-a dăruit o fetiță, ne-am bucurat de ea, între timp am mai fi dorit încă un copil, iarăși a fost o perioadă de 4 ani, din nou m-am rugat, dar lucrurile au luat altă întorsătură. Și mulțumesc Domnului că totuși mi-a dat putere să stau lângă copilaș, să îmi văd de partea mea de mamă, partea mea de gospodină și să merg mai departe. Cum v-ați întors la Domnul? Deci, după ce am avut și al treilea copilaș, Cătălin, deci prima e Carmen, al doilea e Sergiu, al treilea Cătălin. În 89 a fost Revoluția. Și atunci am avut o firmă, deci s-a privatizat restaurantul în care lucrau ultima dată soțul meu și și-a făcut firmă. Eu lucram la grădiniță ca administratoare, pe urmă s-a desfințat grădinița și am trecut și eu la firmă. Țineam contabilitatea, mergeam în toată țara cu mașina după marfă, chiar la început nu îți venea furnizorii să-ți aducă marfa acasă și mă da seama, mi-a fost foarte greu. Ce am omis să vă zic, în momentul când am rămas însărcinată cu fiica mea și am stat în spital, m-am și îmbolnăvit de stomac din cauza că luam multe medicamente și mă simțeam foarte rău. Am făcut ulcer gastroduodenal și mi s-a deplasat stomacul. Pe urmă am început să merg la stațiune, la Slănic Moldova și la St. George Bay pentru apele de acolo și după vreo 3 ani de zile am făcut pietri la rinichi, la amândoi rinichi. M-am simțit foarte, foarte rău, făceam crize dese, deci ziceam, nu se mai poate, chiar medicul meu de familie zicea, cum mai poți? Deci și ulcer și pietri la amândoi rinichi, pe urmă am devenit și anemică, aveam niște dureri groznice de cap și totuși mergeam înainte. M-a întrebat de multe ori, îmi zicea să nu mai mergi cu mașina până la București, până la Galați, până la Sfântul Gheorghe. Într-o zi nu te mai întorci, ți se face rău și nu mai poți. Dar totuși m-am dus înainte pentru că aveam ipotecat toate casele, mașini, tot ce se putea pentru o bancă. Era o dobândă foarte mare și mă dat seama. Dacă mă opream, rămâneau și copilașii pe drum și noi. Dar Dumnezeu m-a ajutat, m-am rugat și am scăpat și de bancă, de tot. Aveam firma exact pe drum unde mergem la biserică, acum la biserica unde mergem. Și vedeam tot timpul oameni, fete, tinere, frumoase, îmbrăcate frumos, cu baticuri, cu
unde merge atâta lume și uite ce voioși îți. Noi eram voioși în felul lumii, eram bisericoși în felul în care eram. Și obișnuiam de sărbători, mergeam și la Derlos și la Boian. Soțul meu era din Boian și m-a ales de zilele Sfinților. Când era Sfântul Vasile, mergeam la fratele lui. Când era Sfântul Ion, mergeam la taică-so și la fratele lui. Când era în 30 ianuarie, Vasile, Grigore și Ioan, mergeam la Derlos. Pe tata îl chema Ioan, am un frate Ioan, un frate Vasile, un frate Grigore. Și fără să programăm nimic, exact tot în 30 ianuarie am avut și căsătoria civilă în 1979. Și atunci era un prilej să mergem să sărbătorim. Mergeam la biserică, donam, Domnul știe ce ne punea pe inimă, duceam flori, lumânări. Se bucurau toți din familie că mergem din oraș și îi vizităm. Așa s-a întâmplat și în 30 ianuarie în 2000. Împreună cu o vecină de la bloc, Marieta, vreau să vin și eu cu voi. Haide, că este loc. Și ne-am dus cu o cumnată de-a mea la biserică, cum mergeam de obicei. S-a întâmplat ceva deosebit. Deci, multă vreme m-am gândit și pe urmă. Am intrat în biserică, în care am intrat de când eram mică. M-am oprit exact la mijloc, între ușă și partea de icoane, unde trebuia să mergem să ne închinăm, cum făceam de obicei. Deci, n-am mai putut să merg. Nu mi era rău atunci, n-am mai putut să fac pași și mai departe. Și nici cumnată mea era la stânga mea, prietena mea era la dreapta mea, nici ele nu s-au dus. Oamenii de cârstnic și diacon au venit, mi-au luat florile, am dat pomelnicul, niște mătuși de ale mele, nașii mea de cununie. Păi merge și închinați, ce v-ați oprit, zicea. Nu ziceam nimic, zici că s-a întrerupt tot. Firul. S-a terminat slujba, deci am ascultat, dar de acolo n-am făcut niciun pas mai. Ne-am dus acasă, acolo era pregătit masă cu de toate, mâncare, băutură, bineînțeles că nu consumam băutură pentru că eu de obicei eram șoferul. Și ori început să vorbească despre pocăiți. Nu știu, niciodată nu s-a vorbit în casă la noi despre pocăiți. Eu cu niște vecini și am zis, hai, îi lăsăm în pace fiecare cu al lor, dar în ziua aceea nu eram prea vorbăreați. Ceva se întâmpla, nu știam ce. La un moment dat am zis, gata, mergem acasă, ajunge. Pe drum, tot așa, n-am vorbit nimic, nici cu copiii, nici cu vecina, nici cu soțul, nici. I-am dus acasă și dintr-o dată le-am zis la copilași, care veniți cu mine? Vreau să mergem la pocăiți pe moșnii, doar nu ne scot afară, să vedem și noi cum e acolo. Era aproximativ 5:30 după masa. Vecina, când a auzit și eu beau, să viu cu tine. Haideți! Mi-am pus în mașină, fiică mea nu a venit, a rămas cu taică-sa. Era teleorobingul la televizor, aveau bilete. Nu mă prea interesa. Totuși ne-am urcat în mașină și am plecat. Niciodată n-am fost la biserică. Am rămas așa surprinsă. Știu atâta când am intrat în biserică, pe hol, pe urmă era plin. Mulți, foarte mulți oameni. Pe copii i-a luat cineva în primire, pe noi ne-a dus cineva mai în față. A fost o atmosferă deosebită. Și din ziua aceea era evangelizare. Deci vă dați seama, eu nu știam nimic, nu știam că este pastor, nu știam
ce se întâmplă acolo dacă n-am fost niciodată. Și era evangelizare, era fratele Ovidiu Liteanu cu sora Viorica. Nu auzisem de ei, nu cunoșteam, dar Dumnezeu a lucrat într-un mod deosebit. A fost o seară de neuitat, este și pe YouTube, în trei părți. Seara aceea s-au predat foarte mulți oameni. Zicea și fratele păstor, fratele Elisei Bora, pe urmă, când... Din Mediaș. Da. Când ne-am cunoscut mai bine și copiii au fost prieteni și sunt încă. Zicea că în seara aceea trebuia să vină altcineva să predice cuvântul și nu știu din ce motive, în ora jos, și atunci o trebuie să predice dânsul. O predica din Evanghelia după Ioan, capitolul 5, slăbănogul de 38 de ani, de la Scăldătoare, și aveam exact 38 de ani, eram slăbănogă, eram bolnavă, parcă nu mai îmi găseam locul și plăcerea în nimic. Și atunci Dumnezeu m-a găsit, mulțumesc că mi-a îndreptat prașii, de atunci nimeni și nimic nu a mai putut să mă clintească. Slăvit să fie Dumnezeu! Puterea Lui este mare, așa cum spune Biblia. Da. Puterea Lui este mare pentru transformarea vieților oamenilor, celor care acceptă, care doresc și care iubesc pe Dumnezeu. Da, mai avem 2 minute din emisiune. Ce sfat aveți pentru cei care nu au ajuns la o relație personală cu Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt? De ce să aleagă această cale? Ce ați sfătui? Este cea mai frumoasă cale, cea mai bună cale. Domnul Iisus este prietenul cel mai bun și sfătuiesc pe toți cei care s-au întors la Domnul. Nu este nimeni ca El. Am trecut prin perioade foarte dificile. Deci, din belșugul pe care l-am avut, în 2002 soțul pleca de acasă, am rămas cu 3 copilași. Toți 3 au făcut facultate. Între timp m-am îmbolnăvit, dar cu alte cauze. O moștenesc pe bunica mea și pe mama boli cardiace. Și aceste boli nu au fost la o întâmplări nimic, ci toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Domnul. Eu, cum am zis, m-am rugat pentru toți ai mei cei dragi. Taică-mea avea 80 de ani. Nu era întors la Domnul. După mine, imediat, am omis să vă zic, în 11 martie, în 2001, s-a întors fiică-mea la Domnul. În 2002, în februarie, s-a întors maică-mea la Domnul. În 2004, s-a întors fratele meu cel mai mic la Domnul. Mai am încă 2 frați care... pentru care mă rog, nu sunt departe de Domnul, dar știu că Domnul se îndură de ei. Ați fost o mărturie pentru ei. Da, și am făcut numai cu ajutorul Lui. Și în 2008, în 2007 m-am îmbolnăvit, am fost în spital foarte grav. Pe urmă, am avut 183 de zile de concediu medical și mulți se întrebau că ce s-a întâmplat cu mine. 5 ani am lucrat la biserică. A fost o lucrare deosebită și după aceea, după ce am primit decizia de pensionare, de pensie de boală, a fost în 15 aprilie în 2008, în 27 aprilie, tot în 2008, fratele meu cel mai mic cu care stătea taică-meu a plecat în Norvegia cu toată familia. În 2004, maică mi-a plecat la Domnul, la 64 de ani doar, dar m-am bucurat că l-a primit pe Domnul
e cea mai mare bucurie. Sunt ferice de morți care mor în Domnul. Care... Da. Și m-am bucurat mult pentru că am avut timp să-l îngrijesc pe taică-meu. L-am adus la Medeaș, l-am cunoscut pe fratele Pârlea, l-am cunoscut pe fratele Florea, cu care ne rugam împreună pentru taică-meu. După aceea am văzut, trecând prin boală, a fost spre folosul și ascultarea rugăciunii pe care o făceam. Deci la 80 de ani, în 3 august în 2008, taică-meu a încheiat legământ cu Domnul împreună cu băiatul meu cel mai mic. Nu se poate să ai bucurii mai mari decât da. Să-L vezi pe Domnul cum lucrează. La final, dacă vreți să venim într-o rugăciune, să venim dumneavoastră într-o rugăciune înaintea lui Dumnezeu și poate cei care au urmărit această emisiune vorbim și ei să se roage. Haideți! Doamne Tată, scump din ceruri, îți mulțumesc pentru această zi, îți mulțumesc pentru frații care fac această lucrare, îți mulțumesc pentru ziua în care mi-ai îndreptat pașii spre casa ta, îți mulțumesc că te-ai îndurat de toți cei dragi ai mei, îți mulțumesc că te vei îndura în continuare de ei, fiecare unde sunt, îți mulțumesc că te îndur de nepoței mei, îți mulțumesc că ne-ai purtat de grijă și ne porți de grijă într-un chip minunat, îți mulțumesc de toate experiențele pe care le-am avut și ne-a arătat toate lucrările tale minunate, cum porți tu de grijă copiilor tăi, nu poate nimeni. Ne-ai spus că cel neprihănit va trăi prin credință. Îți mulțumesc că am experimentat lucrul acesta și îl experimentez. În continuare, vreau să te rog să porți de grijă tuturor văduvelor, orfanilor, celor care strigă după ajutor, celor din spitale. Îți mulțumesc că ai lucrat în mod deosebit și ne încredințăm în brațul tău cel sfânt, atotputernic. Amin. Amin, mulțumim frumos. A fost împreună cu noi la Vieți Transformate, Dorina Mărginean. Dumnezeu să vă binecuvânteze.